era un zbor obișnuit, un avion standard, care avea locuri business și locuri economie. Nici delegație importantă nu zbura cu acel avion. El era plin cu oameni simpli, care doreau să ajungă la destinațiile sale. Însă Valeriu nu se încadra în această categorie de oameni. El și-a procurat biletul, nu pentru a fi unul dintre mulțimea de pasageri a acestui avion. El voia un confort special și o abordare plină de respect față de personalitatea sa. El era îmbrăcat într-un costum călcat, care târna pe el strigător. Se părea că acest costum a fost procurat recent, chiar înainte zborului, și se mai părea că el nici nu s-a așezat deloc, de frică de a nu-l șifona. Fizic, putem menționa că bărbatul avea în jur de 40 de ani, iar statutul lui putea fi descris prin următoarele cuvinte. Toată viața am tins spre asta și iată că zbor în compartimentul business. De parcă după înfățișarea sa arogantă se ascundea mândria pentru toate succesele obținute. Despre așa gen de persoane, se poate de spus că sunt niște lingoși care se aștern în fața șefilor pentru a intra în rândurile lor, pline de regalii. Dar posibil după înfățișarea plină de superioritate față de alți oameni, se ascundea ceva diferit. Pentru echipa aeronavei, el era un pasager obișnuit al compartimentului business, un miraj temporar, despre care după aterizare se putea de uitat, dar se părea că pe Valeriu nu-l mulțumea această perspectivă. El voia să se întipărească în memoria studiturilor de bord, ca fiind ceva mai mult decât o simplă figură care s-a făcut comodă pe scaunul moale al avionului. Sub diverse pretexte, el atragea asupra sa atenția, începând cu aterizarea avionului. Acestea ale cui sunt? Valeriu cu ură analizat salonul avionului, găsind deasupra locului său pe raft o geantă străină. Spre el s-a grăbit o stewardesă și a ratat locul gol deasupra scaunului vecin. De ce să mă întind deasupra scaunului vecin, dacă aici mi este mai aproape? Mă scuzați, dar locurile pentru bagaj nu sunt legate de locurile pasagerilor. Zâmbind de răspuns, însoțitoarea de bord. Dar ar fi trebuit, i-a zis el fetei. Dacă cineva are mai multe genți, în timp ce eu doar o singură geantă mică, de ce eu trebuie să simt comoditate? Fizic, în avion nu se permite să se urce cu o mulțime de genți. Geanta de mână este indicată în bilet. Scoțând geanta, cu amabilitatea l-a informat pe pasagerul nemulțumit, însoțitoarea de bord. Valeriu tăcu ce a arătat geanta sa la locul care s-a liberat și s-a așezat. A stat liniștit puțin timp. De curând el a solicitat iarăși o însoțitoare de bord. Aveți careva probleme? S-a interesat ea. Dumneavoastră nu vedeți? S-a indignat bărbatul. Fata i-a zâmbit tăcută, așteptând o concretizare. Bărbatul i-a întins o sticlă goală, de la o băutură. Puteți să mai aduceți apă? Mă scuzați, dar băuturile se servesc după decolare. Acum mișcările prin interiorul navei sunt interzise. Cât timp va avea loc decolarea? Cu o voce severă s-a interesat Valeriu și demonstrativ s-a uitat la ceasul său scump. Veți auzi anunțul atunci când se va permite să scoateți centura de siguranță. La fel puteți afla despre aceasta, conform indicatorului, care se va ilumina. Fără a atrage mare atenție asupra accesoriului pasagerului, fata cu o voce liniștită l-a informat despre detaliile legate de zbor. Pot să vă mai fi utilă cu ceva? Fără a-și schimba tonalitatea vocii, s-a interesat ea. Bărbatul a fluturat negativ din cap și tăcuța a întors spre geam. De cum s-a permis deschiderea centurii de siguranță, Valeriu s-a liberat de lanțurile sale și a început să dea de mână, atrăgând atenția asupra persoanei sale. Stewardesa, ce era din timp familiarizată despre faptul că pasagerul suferă de sete, i-a dus personal o sticlă de apă plată. De ce n-ați mai așteptat vreo oră? I-a ripăsat bărbatul, luând sticla de apă. Sper că măcar șampania va fi gazată. Analizând de mulțumit sticla, a sâsâit el. Însoțitorii de bord au început să împartă mâncarea și băuturile. Bărbatul a cerut șampanie. Însoțitorul de bord n-a reușit să se ducă departe cu cărucerul său, de cum pe el l-au strigat. Ea este caldă! Valeriu i-a întins paharul stewardului. Dați-mi un pahar normal! A strigat el. Angajatul tăcut a scos o altă sticlă de șampanie, a deschis-o, a umplut paharul cu lichidul ce făcea buline și l-a mânat pasagerului. E normal așa? Valeriu analiza compartimentul business arătând paharul său. Cine servește în așa mod șampania? Căutând susținerea celor din jur, el le-a trecut încă o dată pe toți cu privirea. Nefiind susținut de nimeni, el s-a concentrat pe fundul său cu mâncare.
Peste ceva timp, avionul a nimerit într-o zonă de turbulență. Pilotul aeronavei i-a preîntâmpinat pe toți pasagerii despre incomoditățile de moment și i-a rugat pe toți să-și pună centurile de siguranță. Valeriu din nou a început să riposteze. De această dată, sub critica lui, au nimerit piloții ce nu știau conduce aeronava. Fără a atrage atenția la indignările pasagerului, echipa se comporta amabil cu el. Nimeni nu i-a zis niciun cuvânt urât, nu i-a făcut nicio obiecție. Micile incomodități pe care el le crea echipei și pasagerilor nu erau de critice pentru a iniția cu el un conflict, necătând la faptul că însuțitorii de bord îi intrau în voie, străduindu-se să nu-l superi pe pasagerul indignat, Valeriu rămânea a fi nemulțumit. El din nou a oprit pe stewardesa, care se grăbea spre compartimentul econom și i-a făcut obiecții cu referire la faptul că personalul nu este competent. Fata i-a promis să fie mai atentă față de cererile lui. Desigur, mai atent, bărbatul s-a încrețit în direcția ei. Tu faci parte din personalul de deservire. Aceasta intră în competența ta să deservești clienții în conformitate cu statutul lor. Tu nici nu știi cine sunt eu și ce am obținut în această viață. Vrei să-mi strici acest moment important? Eu pur și simplu vreau să zbor normal și să nu mă gândesc la nimic, iar eu trebuie să atrag atenția asupra deservirii de prost gust. Tot ce este inclus în costul biletului, noi pe deplin vă punem la dispoziție. Liniștit a răspuns fata la această insultă dură. Îmi pare rău că simțiți incomodități. Puteți să scrieți o plângere unde puteți indica toate pretextele, l-a sfătuit ea zâmbindu-i larg. Despre ce fel de plângere este vorba? Când? Valeriu nu prea înțelegea. Eu am o întâlnire importantă și știi ce? El așteptând ceva, s-a uitat la fată, în timp ce ea continua să zâmbească. După această întâlnire, eu voi deveni extrem de bogat, iar tu așa și vei rămâne aici să deservești alți oameni, cu așa atârnare față de muncă. Mâine, eu voi fi în vârful acestei societăți, iar tu, pe neașteptate, draperii dintre compartimente s-a deschis și în compartimentul business a intrat un bărbat în vârstă. Valeriu și-a întrerupt monologul și arunca privire nepăsătoare spre acel bărbat. Bărbatul era bine îmbrăcat, se poate de zis că scump, dar de la el ducea au o liniște de aristocrați. Barba lui și frezura erau atent făcute, iar ochelarii șterși până la luciu. Anume la pasagerul în vârstă se grăbea să ajungă stewardesa și observând că ea nu vine, bătrânul deci singur se pornească în căutarea ei. Intrând în compartimentul business, el a devenit martor ocular unei discuții urâte ce vine din partea unui pasager. Bărbatul în vârstă i s-a adresat acestuia. Nimeni nu știe ce va fi mâine, a obiectat bătrânul. Dacă după prognoza meteo, nori se promite soare, nu va fi un plus să iei cu tine o umbrelă, iar norocul este la fel de capricios ca și timpul de afară. Iar în fața acestei domnișoare, pasagerul a arătat în direcția însuțitoare de bord. Dumneavoastră trebuie să vă cereți scuze pentru cuvintele rostite. Să le povestiți nepoților dumneavoastră despre timpul de afară, arânji Valeriu. Trebuie să stați și să vă scrieți metaforele într-un carnet pentru a antrena memoria. Ea s-a adresat din nou stewardesei. În general, cum ați admis prezența acestei vighituri la bordul aeronavei? Nici nu știți cum se va risipi pe aici. Bărbatul a râs și s-a întors. Eu pot să o iau? Bărbatul în vârstă a arătat spre plapuma din mâna stewardesei. Mă scuzați, puteți să luați loc. Eu singur o să vă aduc. Ea a zâmbit amabil bătrânului și s-a îndreptat spre locul său. Iar Valeriu s-a întors și i-a arătat în urma lui degetul din mijloc. Ce-ai uitat tu pe aici? Încă îndrăznești să mă înveți minte? Restul pasagerilor se uita cu condamnare spre pasagerul cu atitudine de superioritate, care i-a vorbit urât bătrânului, ci i-a făcut observația lui într-o manieră culturală. Savurând în plin din cauza stării sale, Valeriu, după acest episod, a petrecut tot restul drumului în tăcere. Mă scuzați pentru deranj, s-a adresat stewardesa bătrânului. De regulă, la noi nu se întâmplă așa ceva. Compartimentul business este mereu ocupat de oameni civilizați și educați. Uneori avem parte de oameni serviți, dar nu prea des. Dar așa că să se consideră stăpânul vieții, este pentru prima dată. Continuă să-și ceră scuze fata. Îmi cer scuze că ați căzut sub mâna lui fierbinte. Dacă eu aș fi acceptat asupra mea tot ce-mi zboară în față, aș fi murit deja cu 20 de ani în urmă, i-a zâmbit bărbatul în vârstă. De curând avionul a efectuat aterizarea.
Valerio, conform acordului tuturor pasagerilor compartimentului business, a fost lăsat să coboară primul. Lor le-a fost destule impresiile create în timpul zborului, iar bărbatul, de cum a părăsit clădirea aeroportului, s-a urcat direct în taxi. El s-a grăbit la acea întâlnire, după care viața lui se va schimba radical. Acum el va face parte din elita societății, unde nici vorba nu era de hoteluri ieftine și clasă econom în aeronave. Aici era vorba numai despre vacanțe chic, tot ceea ce va menține în ochii oamenilor unicitatea lui. Acum el va fi cel invidiat. Cu el se vor compara copiii foștilor colegi de clasă. El le arăta prin exemplul său că a obținut totul singur. Lasă-l să fie discutat și să fie arătat cu degetul. El nu stă asemenea altora la masă unei bănci comerciale de renume, îmbrăcat în costum și cravată. Acum el este ceva mai mult decât o clasă socială. La evenimentul celebru, destinat schimbării personalului, s-au donat oameni de diverse orașe, ba chiar din diverse țări. Compania în cadrul cărei activa Valerio era un lider internațional. Ei, practic, n-aveau concurenți. Compania cu renume atragea clienți. De aceea, anume pe ea o alegeau atât oamenii obișnuiți, cât și micile companii. Lui Valerio, recent i-au spus că candidatura lui a fost susținută și el va ocupa o funcție de conducere. Această întâlnire era ceva de genul unui corporativ, unde se anunța numele desemnaților și era felicitați frumos. Aici el va face cunoștință cu colegii săi, pentru că ei vor fi nevoiți destul de des să se intersecteze din cauza muncii. Pe scenă și-a făcut apariția directorul principal al companiei, un bărbat cu un corp atletic, care avea în jur de 50 de ani. El a povestit despre succesele tuturor filialelor din ultimul an, 5 și 10 ani. Le-a mulțumit tuturor pentru implicarea sa în dezvoltarea scopului comun și a început să dea citire numelor desemnate în calitate de noi conducători ai departamentului. Pe Valeriu l-a numit printre premii. Desigur, această filială era a doua după importanță. Această funcție era una dintre cele mai echitate. Bărbatul cu microfonul în mână continua să felicite pe toți, iar Valeriu savura din triumful său. Iar acum eu îi mânesc cuvântul tatălui meu. Atunci când au cedat aplauzele, prezentatorul a rostit. Anume, el a fondat compania noastră și eu sunt fericit că el poate vedea alături de noi succesele noastre. Pe scenă a pășit acel bătrân din avion. Valeriu rapid s-a schimbat la față. Toată lumea lui, bine prins de veste, s-a dărâmat. Pe spatele lui a început să curgă transpirația și în gând el aș imagina cum soarele deasupra capului lui se ascunde după nori și începe să cadă ploaia, iar el nu are umbrelă salvatoare, întrucât prognoza meteo a promis o zi senină. Între timp, bătrânul a finisat discursul său și rugă să se urce pe scenă pe oamenii care au primit funcții de conducere pentru a le strânge mâna și a le mulțumi pentru munca lor. Valeriu, cu greu și ridica picioarele, urcând pe scenă. El își ștergea mâinile transpirate de sacou și îl ruga pe Dumnezeu să facă o minune. Atunci când a venit rândul lui, fondatorul companiei i-a strâns mâna și a zis cuvinte de mulțumire, fără a-l delimita de alții. Desigur, ei s-au recunoscut unul pe altul, dar bătrânul n-a dat niciun semn. Fața lui Valeriu s-a făcut roșie, pe frunte curgea transpirație și el avea curajul să se uite doar în podea. Lui era rușine pentru secvența de avion și l-ar fi dat totul pentru a putea schimba trecutul. El făcea glume pe seama fetei pentru că ea îl deservea, iar el singur este doar un lucrător de rând în compania creată de acest bătrân. Necătând la faptul că acest bătrân era conducătorul unei companii de proporții uriașe, un om extrem de bogat, el ales să zboare într-un compartiment econom, înconjurat de oameni simpli. Toată seara, Valeriu tăcut analiza toți invitații. Pentru ei se aflau și oameni asemenea lui, dar ei erau foarte puțini. Cea mai mare parte era formată din oameni educați, care nu se comportau arogant. Bărbatul a înțeles că, de fapt, el se comporta ca un adolescent, care se lăuda cu jucăriile sale. Viața cu adevărat este o chestie foarte spontană. Poți cu ani să te urci pe scări, apoi, din întâmplare, calci strâmb și cazi cu viteză. Când toți s-au împrăștiat, Valeriu s-a apropiat de bătrân și a cerut iertare pentru faptul că i-a spus atât de multe vorbe arogante, la care bătrânul l-a întrebat. Dacă dumneavoastră vi s-a dorit un cadou, iar dumneavoastră nu l-ați acceptat, cui să-i aparțină acel cadou? Celui care l-a adus, s-a pierdut Valeriu.
Iată că și negativitatea dumneavoastră a rămas cu dumneavoastră. Știți ce a zis Omar Hayam? S-a interesat bărbatul în vârstă. Valeriu a dat negativ din cap. Cu cât omul se află mai jos sufletește, cu tot mai tare el își ridică nasul. El tinde să ajungă cu nasul acolo, unde n-a putut ajunge cu sufletul. Dar desigur asta nu este despre dumneavoastră, a zâmbit bătrânul. Valeriu a părăsit această întâlnire cu dispoziție formidabilă. El a decis ferm să-și schimbe viața. Până la hotel, el a mers pe jos. Pe drum a întâlnit o librărie și a intrat în ea. La întrebarea vânzătoarei, cu ce poate să-l ajute, el a solicitat cartea lui Omar Hayam. Valeriu a început să lucreze la noul post de muncă. Avea mai mulți bani decât era necesar, dar bărbatul ducea un mod de viață modest. El a încetat să-și consume timpul în restaurante de lux. A început să doneze o parte din veniturile sale pentru acte de caritate. Întâmplător vorbind cu un curier, el afla că tânărul a crescut la orfelinat și una dintre problemele principale ale absolvenților astfel de instituții este să înceapă o viață independentă. Ei se acomodă cu faptul că pentru ei totul decid alți oameni și nu sunt deloc orientați spre socializare. Cea mai mare parte a cunoscuților acestui curier au coborât în jos, așa și negăsindu-și un loc în această societate. Conversația cu acel curier a avut un impact puternic asupra lui Valeriu și l-a început să ajute organizațiile care se ocupa cu tinerii absolvenți ai orfelinatelor. El a realizat cât de greu i-a fost lui să-și găsească propria sa cale în această lume. Indiferent de faptul că el nu era un om orfan, el se străduia să-i ajute pe alții să se găsească pe sine și să înceapă să trăiască, bazându-se pe cinste. Dar nu doar în această direcție s-a schimbat viața bărbatului, după ce a auzit vorbele înțelepte ale bătrânului. El a decis să o găsească pe acea stewardesă, pe seama căreia i-a căzut un pasager atât de oribil precum era el. El voia să ceară scuze în fața ei. Prin intermediul cunoștințelor sale, el a găsit-o pe această fată. A procurat un buchet mare de flori și s-a dus să întâmpine zborul ei. Fata la fel s-a dovedit a fi fana lui Omar Hayam. Acum ei aveau o mulțime de subiecte pentru discuții plăcute. Dar momentul în avion e de mult la uitat. Pentru că dacă e să ții toate momentele neplăcute în minte, nu va fi suficient spațiu pentru clipele frumoase. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara minunată vă doresc și noapte liniștită! Pe curând! Pa, pa!